Pe 31 martie, România a intrat oficial în Schengen aerian și maritim, însă odată cu acest lucru au apărut și primele probleme. Românii care au călătorit cu avionul a doua zi după intrarea țării noastre în spațiul Schengen au fost controlați, culmea, la pașapoarte, la aterizare. În alte țări care se află în Schengen, întâmplarea a fost semnalată de europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a și depus o plângere la Comisia Europeană pentru Discriminare. Sunt 5 zile de când am intrat în Schengen, dar surpriză, în mai multe aeroporturi, românii sunt în continuare ținuți la porțile Europei pentru verificarea actelor. Prima situație de acest gen a avut loc la Paris, chiar la o zi după ce am intrat oficial în spațiul Schengen. Atunci, un europarlamentar român care a coborât din avion a filmat totul și i-a luat la întrebări pe polițiștii de frontieră. Potrivit regulilor, controlele se pot face aleatoriu atunci când polițiștii de frontieră cred că au de-a face cu persoane suspecte. Bine am intrat în Schengen, ne verifică pașapoartele tuturor. Drăguț, nu? Franța. Schengen. Dar nu chiar. Uite, asta este Schengen-ul. Uite cum stau frumos la cum stau la avionul de România. Tocmai am avut o discuție cu ei. Poate se supără la loc, că tocmai am avut o discuție cu ei, că le-am întrebat dacă fac controle random și n-au reușit să-mi spună. Au spus că verifică și Germania și alte țări, dar mi-am întrebat după aia dacă merg în Germania, dacă merg la avionul de Germania. Acum, dar nu știu să-mi zic. Au spus că le zic superiorii unde să meargă. Amsterdam, Oslo, Malmo, München, Copenhaga sau Berlin sunt alte aeroporturi unde românii se plâng că Air Schengen nu există. Păi dacă ne opresc pe toți și ne verifică pașapoartele, ce Schengen aerian este? Se întâmplă în Franța, mi s-a întâmplat mie, v-am zis, dar se întâmplă românilor la Frankfurt, mulțumesc pentru mesaje, la Copenhaga, mulțumesc pentru mesaje că mi-ați trimis, și la Amsterdam, la fel. Cel puțin aici avem noi dovezi că se întâmplă chestia asta. E, asta e împotriva Schengen, împotriva Europei și de aceea am venit aici astăzi la Comisia Europeană să depun plângerea. Scot imediat că... Bineînțeles că la Bruxelles plouă, așa că am ținut-o. Am ținut-o aici. N-o s-o udăm prea tare. Înainte să depunem, uite, hârtie frumos cu antet. Ca așa le place lor. Hârtie cu antet. Și o să depun plângerea asta ca să fie sancționați toți cei care fac chestii de genul ăsta împotriva românilor. Ca să știe Uniunea Europeană și Comisia, care este guvernul Uniunii Europene, că Schengenul ăsta e doar pe hârtie în momentul ăsta și ca să ne protejăm drepturile, pentru că ăsta e dreptul nostru. Măcar în România controlele au dispărut. Autoritățile române nu au comentat până acum situația prin care trec românii în aeroporturile din străinătate.